Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de My Summer Car. Da, băi, băieți, după cum bine știți, cam trecut ceva timp de când am așcat noi acest joc, pentru că știți foarte bine, sau nu știți, că anul ăsta, mai exact, ianuarie, februarie, știți că eram disperat după jocul ăsta. Și îmi plăcea foarte mult, adică am avut unele perioade când, bă, eram disperat de jocul ăsta și n-aveam efectiv ce să fac cu viața mea, intram și mă jucam mai Summer Car, nu știu, pur și simplu n-aveam ce face. Dar am zis să-i dăm o vizită, vreau să zic așa, că nu ne-am așcat de ceva vreme, așa că o să nu ne continui pentru că am eu o salvare și să ne mai dăm practic să vedem și care mai e faza cu acest joc, pentru că nu m-am mai jucat. Și na, dacă mai vreți episoade de genul, mă rog, dacă mai vreți episoade cu mai Summer Car, nu știu, reînviem seria sau ceva, puteți să dați și voi un like, un subscribe. Să vedem totuși care este faza, pentru că nu am mai jucat de mult. Am eu așa o salvare pe care m-am mai jucat eu, așa să zic, în ultimul timp. Holy fuck, încă îmi prinde 60 de frame-uri, ești nebun. După cum vedeți, am niște moduri, ok? Cam astea sunt. Nu, sunt niște moduri foarte, adică pusim niște moduri pe care le-am folosit eu înainte. Mă, și încă le folosesc. Bun, haideți să vedem casa cum este, să inspectăm dacă mai este cum era înainte. Deci, în primul și în primul rând avem televizorul. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că... Na, am revenit la jocul care, cum ziceam, efectiv îmi plăcea mie acum ceva vreme. Și încă îmi place jocul, că e șmecher, eram vreo 300 de ore, dacă nu mă înșel, în acest joc. Dar, sincer, chiar îmi place. Mereu mi-a plăcut. Da, nu știu, umblu și-o pe telecomanda asta, că știu că poți să umbli. Stinge televizorul totuși că consumă curent, ok? Și să vedem care mai e faza. Deci avem aici niște de-astea. Bun. Nu știu, scrieți în comentarii dacă v-a fost dor de jocul ăsta. Mie mi-a fost foarte dor. Pentru că, sincer, bă, așa cum era el enervant, știți, mai țineți minte acum ceva vreme când... Da, ne cam chinuiam să ne jucăm jocul ăsta, pentru că era fucking enervant, nu știu, adică, ba, avea o problemă mașină, o să trecem și la mașină să azi înșiți, dar mai întâi ne mai uităm așa prin casă, poate să mai adăuga ceva. Acesta este cântarul, dacă nu mă înșel. Ia să vedem câte kilograme avem. 80. Mamă, cam viața reală. Da, în viața reală am 80 de kg, dacă vă vine să credeți. Ok, avem bucătăria, hai să vedem dacă avem mâncare în frigider. Puțin sărăcie, dar e ok. Da, se pare că sunt, se vede că e salvarea mea, pentru că sunt un dezordonat infect. Hai totuși să aranjăm astea frumos, pentru că m-am chinuit ceva, vă dați seama, să fac și o salvarea asta. Avem aici băutura asta alcoolică, dacă nu mă înșel. Da, chiljui, zicem. Tare. Avem notițe aici, văd. Ok, le știu pe astea. Ce avem aici? Pladă de bere. Ok. Ne uităm așa prin casă, da. Ok. Bun, hai să mergem pe aici. Mașina de spălat pe care nu poți să o folosești încă de când s-a lansat jocul. Mamă, eu acum observa că asta e doar o imagine PNG. Eu credeam că gen chiar ai făcut interiorul. Mă, ce tărie. Ce tărie, doamne, ce tare. Ok, nu prea știu să vorbesc. Ok, avem baia. Bun. Pe care știți că putem să o folosim, doar că... Na. Și sauna. Mamă, după cum bine știți, când s-a lansat jocul... Bine, eu nu mă jucam jocul, mă joc jocul ăsta de prin 2020, deci nu sunt chiar un player OG, să zic așa, dar mă joc de 3 ani, ok? Când s-a lansat jocul, adică prin 2016, baia nu mergea, nu știu, adică mergea doar ăsta, robinetul, înțelegeți? Dușul nu știu ce avea, dar să-mi bag picioarele că nu mergea. Însă, după vreo 2-3 ani, chiar nu mai știu, au zis, bă, haide să facem dușul să meargă și acum poți să-ți faci duș gen pe bune. Adică, nu știu, explicați și mie, pentru cei care, nu știu cum să explic să vă spălați la saună, nu știu cum poți să te speli la saună, pentru că tu, practic, în saună mori de cald, transpiri gen. Dacă ne uităm la ciocanul ăsta care e pe post de ac, arată destul de urât, sincer, vedeți că arată câte grade sunt în sauna asta și sunt vreo, cred că 28-25, cam așa, și normal înainte veneai tu aici frumos. Și dădea aici frumos, ok, și așteptai să se încălzească sauna. După care, după ce se încălzea sauna, luai această găleată cu apă, o puneai aici, frumos, o umpleai, ok, făceai așa frumos, luai polonicul ăsta sau cum îi zice, clic dreapta,
nu, click stânga, click stânga și după aia dădeai click dreapta pe ăstea și sărea apă pe aici, nu știu exact ce se întâmpla, dar îți cădea dirtiness-ul. Acum să fiu sincer, nu știu să pe asta că poate ea n-ai de foc asta, că acum, adică în mod normal, dacă n-ai să una pornită, poate să-ți ia foc asta și chiar nu e ok, înțelegeți? Așa, deci nu știu exact care e logica, deci nu mi-explica, adică vreau să-mi explicați care e logica să te speli la sauna, nu știu care e faza în jocul ăsta. Oricum sauna nu prea, acum cu update-ul ăsta când poți să-ți faci baie chiar efectiv de la duș, chiar nu știu de ce mai trebuie să folosești sauna. Adică e practic de ce. Ok. Bun. Haideți să ieșim și afară din casă. Pe aici parcă. Da, avem terasa, după cum vedeți. Acolo stă unchiul nostru, da? Eu vă fac așa un house tour. Dar na, pentru că revizităm jocul, o să fie un episod ceva mai lung. Ok, este Friday. Ce chestie. Da, băieți, și uitați-ne afară. Mamă. Hai să ne uităm prima dată în garaj și apoi ne uităm la mașină. Ok. Da, se vede că sunt dezordonat, adică eu așa sunt și în viața reală, stați liniștiți. Eu nu sunt doar așa în jocuri, am zis și eu de vreo două ori, dar e ok. Așa, hai să vedem ce avem pe aici. Deci avem lichid de frână. Bun. Avem de ăsta de motor. De... ăsta e de radiator, dacă nu știu, ok, un ciocan. Ce interesant. Ok, ăsta ce? A, asta e băutură alcoolică, asta dacă o bei te faci praf. Te îmbezi, zici că ai băut 7 beri. Ăsta e de la de frână, ok, și de ambreiaj. Și avem aici filtrul de ulei, flywheel. Ăstea le-am schimbat eu, pentru că astea sunt piesele stock ale mașinii. Eu am și mașina întunată, dacă știți cum zic. Ok, bun. Perfect. Aș vrea sincer să mă duc să fac zi, pentru că nu prea-mi place mie în jocul ăsta când e noapte, pentru că nu vezi mai nimic, asta e chiar enervant. Ah, by the way, n-am fost în dormitor și aici vedeți că avem un calculator, care mi se pare că merge, dar trebuie băgat în priză. Ah, este băgat în priză. Mă rog, nu o să-l folosim, pentru că după aia stăm 10.000 de ani. Bun, după cum vedeți, ne este foame, ne este sete, avem stres, urină, căcat, la pișat, ok? Doar că noi nu o să facem asta, adică nu o să bem și nu o să mâncăm, pentru că avem modul acesta și ne putem dezactiva nevoile. Băi, deci, dacă ar fi așa și în viața reală, dacă ar avea și în viața reală moduri, bă, sincer, ar fi viața mult așa. Dar, mă rog, e imposibil. Asta cine ai, băi? A, ăsta e contoarul. Cât consumă, cât curent consumă. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici, în casa asta blestemată. Avem aici o tobă de eșapament. Da, asta e toba veche. Bun. Astea sunt suspensiile, pentru că am pus și suspensii sport, deci mașina asta e doxă, ca să zic așa. Ok. Capacii, cred că sunt astea. Radio. Ok. Ăsta nu știu ce e, baterie care cred că e descărcată. Ăsta e de ăsta de spray dacă e gol. Da, și ce să zic, cam atât avem. Haideți să trecem și la mașină, pentru că cam pe asta se bazează jocul, ok, pe mașină. Iar de asta de culant, vedeți și dumneavoastră, doamne, vedeți și voi cât de dezordonat pot eu să fiu. Bun. Mamă, uite cât de bine se mișcă jocul ăsta. Ok, avem charcoal, asta e cărbune, da, am încercat eu să fac un grătar. După cum vedeți, eu am 4 la mașină, pentru că în mod normal în jocul ăsta ai doar ușile astea din față, nu ai și ușile din spate. Dar eu, după cum vedeți, am un mod. Da? Și sunt pur și simplu niște uși, adică îți mai adaugă niște uși ca să poți să te uiți și prin spate, știi? Arată șmecher. Nu zic, nu mi se pare că se deschide geamul? Nu? What the fuck? Ah, uite mă că se deschide, e ce tare, mă jur, chiar îmi place. E, mamă, bă, dar se deschide cam repede. Mă rog, hai să închidem și ușile. Bun, deci hai să vedem, volanul acesta este un volan schimbat. Hai să vedem care e faza, dacă mai pornește mașina asta, nu mai pornit-o din aprilie. Hai să vedem. Deci, ca să vă fac așa un tur la mașină, e o Satsuma. Hai să vă arăt motorul totuși. Motorul sincer. Bă, încă și acum știu să... Și acum știu să fac motorul pe de rost, dacă vă vine să credeți. Adică știu jocul ăsta să... Știu practic să fac toată mașina pe de rost. Vă jur. Ok, avem capotă de asta de șmecher, adică noi nu...
Noi nu mai venim aici ca fraierii și dăm de hud locul ăsta și după aia deschidem caputa, nu. Noi prindem în pinii ăștia sau agrafă sau cum le zice. Bun? Și dăm capota jos? Ok, ia uitați motorul. Bă, sincer, chestia asta nu se face așa ușor, adică jocul ăsta e chiar foarte, foarte greu. Dacă stai să te gândești, chiar e foarte greu jocul. Nu se face așa de ușor. Trebuie să știi cum să faci mașina, adică n-aveți idee cât m-am chinuit eu să fac mașina asta să meargă complet, fără să aibă nimica și vă jur pe cea mai, cea mai scump pe lumea asta, că nu are absolut nimic. Holy fucking shit, am vorbit timp de 13 minute în continuu, bă, îți dai seama cum e? N-am mai vorbit niciodată atât de mult. Bun, haideți să îi dăm noi drumul, ok, pe bune acum, și să pornim mașina, că asta așteptați din câte știu eu. Bun, avem aici o trusă, eu mai aveam o trusă, dar nu știu exact unde, ok. Avem ceva în portbagaj? Da, avem și nos după cum vedeți, bă, deci mașina asta e top, mă, e top, are de toate. Ok, hai să vedem. Ne punem în driving mode. Avem. Și pornim motorul. Ia să dăm, hai să dau un pic mai tare ca să auziți și voi motorul ăsta cum trebuie. Ia să vedem. Aia zic. Vedeți că am și instalație de asta pe Crăciun. Eu, la mine a venit Crăciunul, bă. Ok, să punem înapoi pe 81. Ok, volumul gen. La, mă rog, în fine, înțelegeți voi. Punem centura, bineînțeles. La de mână. Oh, îmi place, bă. Bă, deci chiar îmi place cum se aude motorul la mașina asta. Bun, temperatura văd că deja a crescut. Hai să o băgăm în viteză. Mă așteptam să se întâmple asta. Hai, tăticule, mergi. Și să mergem noi, băieți. De asemenea, să punem luminile. Eu te avem poarul bixen. Bun, dacă vă mai aduceți voi bine aminte, noi parcă mergeam la Teimo, la magazin, acolo în oraș, practic. Și o să mergem să-i facem o vizită prietenului nostru Teimo. Nu, jocul ăsta se aude cam tare în căști. Sper totuși că mă aud. E prea gălăgioasă mașina asta. Ok. Ok. Oh shit. Oh shit aia. Este shit, era ceva acolo. Pune pe liber. Bujie sau ce? What? Iar sticla de asta, bă, veri, dar ce cu atâtea sticle? Ok. Iau, se aude de parcă taie cineva copaci, dar nu taie nimeni copaci în jocul ăsta. E doar așa un soundboard. Bun, aici, după cum vedeți, se împarte drumul. Acum eu vorbesc pentru și cei care nu-și mai amintesc jocul sau care nu știu jocul. Nu-i băgăm pe miloge și înseamnă, ok. Aici se face dreapta, aici drept în față, aici stânga. Noi ca să mergem spre oraș, spre magazin, îl face stânga, nu dreapta. Doamne, doamne, confund atât de mult stânga cu dreapta, nu se poate. Ok. Hai să vedem. Dacă facem stânga, ne ducem către mecanic. Dacă vreți să-i facem o vizită și la mecanic, o să facem de toate în episodul ăsta, avem tot timpul din lume. Haideți să vedem totuși cât prinde mașina asta. Adică, dacă mai prinde 200 sau cât prindea ea înainte. Suntem într-a treia, frumos, în drum la Nitro. Ok. Place prea mult, bă, place cum se aude motorul ăsta, sincer. Deci avem 140 la oră. Nu e foarte mult pentru mașina asta, adică mașina asta, dacă vă vine să credeți, se, bă, efectiv se dă kilometraj peste cap și ajungem cam până la zero. Bine, asta dacă ai Nitro, acum depinde. Ok, avem vreo 100 și ceva la oră. Presa! Uh-oh! Opa, opa, opa! Mă prinde cu radarul? Mamă, fix acum aveam să zic că pe aici, prin zona asta e radar. Holy fuck! Băi, ești nebun la cap! Ok, trebuie să oprim la poliție, pentru că dacă nu, o să ne urmărească. Oh my god! Bun, avem grijă cum ne dăm jos, că nu știu cum ne lovește cineva. Ok. Ia zi, vărule, ce vrei tu de la mine? Hm?
Ce, sunt prea frumos? A, ne întinde un test de alcool. Ok. Long blow, please. Da, se pare că n-am făcut nimic. Așa ziceam și eu. Ok. Bun, ne urcăm o mașină la loc, păi ce dracu. Eu sunt inocent, băieți, pentru că... să vă zic, eu m-am bine cu polițiștii ăștia, eu am pile, înțelegeți? Adică m-au prins de atâtea ori cu... Ba că eram bad, ba că mergeam cu 160 la oră prin zona asta, pentru că... Bine, o să vă mai zic și... Adică nu stă doar prin zona asta radarul, adică eu am avut noroc. Dar gândiți-vă că mai departe pe drumul ăsta... Mamă, bă, că de imbecil sunt. Mai departe pe drumul ăsta... Hai, salutare, domn polițiști. Hai că m-am pus și eu ca prostul. Da, așa să ne... Hai. Bă, dar ce are motorul ăsta, moare, bă, ești nebunul. Efectiv, dacă iau piciorul de pe... Dacă iau piciorul de pe... Ok, dacă iau piciorul efectiv de pe frână, bă, moare motorul. Zici că e ca la ambreiaj. Și știți bine că în jocul ăsta ai ambreiaj automat. Așa, ce vreau să vă zic. Prin zona asta, adică nu doar prin zona asta, asta radarul. Radarul poate să fie prin multe zone. Ok. Vreau să-i dau și eu la plană la mașina asta, să văd cât poate ia maxim. E cam îngustă curba asta, nu știu cum să vă zic. Dar pot să iau și eu cu 140 la oră și 160. Eu sunt șofer, mă băiețe, sunt șofer. Am luat curba asta de 160 la oră de o grămadă de ori și n-am avut nimic. Ești de bun la cap? Merge mașina asta, n-are nicio treabă. Ok, uite, cam prin zona asta mai stătea radarul. A, mă, frate, eu știu că prindea mai mult, deci n-are cum. Da, vedeți, se dă kilometrașul peste cap. Ce chestie tare. Wow, 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 ușor, 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 ușor. Wow, 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 wow. Ok, ok. Mamă, 50 de FPS-uri? Cam mult. Oricum, pentru mine e bine și 30. Mamă, nu prea mai țin frânele. Băi, s-a stricat mașina asta în timpul ăsta când am lipsit? Atât de mult s-a schimbat jocul ăsta, bă, băiatule. Mi-a adăugat ceva nou. Ok. Am ajuns în oraș, băieți. Mă rog, oraș. Ăsta nici cred că e... Nici comună nu se poate nimic, că e un sat doar. Ok, am ajuns și noi. Dar noi o să-i zicem oraș. Ok? O să parcăm aici la benzinărie. Avem și benzinărie în orașul ăsta. Da? Bun, frumos. Hai să o băgăm în viteză ca să nu pleci. Știu ce am semnalizat, nu știu. Gata. Bun. Oh, shit, ok. Uitați aici un radiator. Ăsta e radiatorul vechi, după cum vedeți, eu am un radiator care are două ventilatoare. Mă rog, elici. Două ventilatoare, ok. Așa, ca să se răcească motorul ăsta, pentru că... Dă-și vă seama, mașina asta e prea... Deci mașina asta e prea puternică, prinde atât de multă viteză încât se încinge motorul ăsta. Așa de rapid e. Și are nevoie de două ventilatoare ca să respire motorul ăsta cum trebuie. Ok. Și ăsta e un radiator mai hoit, așa. Ok. Asta, sincer, ăsta e GPL, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă pot să alimentez mașina cu ăsta. Dar, sincer, hai să nu încercăm. Poate merge și strig dracu mașina. Ok. Doamne, uitați-vă și voi cât de dezordonat pot să fiu. Avem niște bujii aici, dar nu știu ce caută. Un spray de ăsta. Un filtru de ulei. Niște jante. A, doar jante, bă, că n-au cauciuc pe ele. Ok, tot unde ăsta de spray. Bă, dar eu fac graffiti sau ce fac? Uite, pot? Hai, nu pot. Ok. Hai să vedem și noi ce mai e pe aici. Hai să alimentăm totuși dacă tot am venit. Bă, pot să bag diesel? Știți, ați zis că bag diesel într-o mașină cu benzină? Voi vedea seama... A, nu merge. Nu merge să bagi motorină. Băgăm benzină atunci. Dar acum merge mașina asta, sincer, zici că merge pe diesel. Vă dați seama dacă mergea să pui să amesteci benzină cu diesel, voi vă dați seama cum era jocul ăsta? Adică era next level. Gen... cum îi zice? Era next level, știți de ce? Pentru că... se amesteca totul și voi vă dați seama mașina asta dacă îi pui diesel, dacă chiar îi pui diesel la mașina asta, voi vă dați seama că prinde cred că 300 la oră. Că ea cu benzină normală depășește acul ăsta de pe bord. Ea cu viteza efectiv cu benzină, da? Prinde cred că 200 sau ceva, are vreo 100 și ceva de cai mașina asta. Ok, asta nu știu exact. Asta e o tobă, lol. Uitați ce tobă mișto am eu. Așa. Cu
curată, ok, și un tub de ăsta așa frumos. Ok? Și să mai zic, bă, nu ai așa însorit afară din păcate. Ok. Hai să intrăm în magazin totuși. Salutare, Teimo. Uite, a, am să-i plătesc benzina. 86 de mărci, mamă, pentru plin? Și am făcut plinul, adică nu cred că e atât de mult. Adică, băi, stați o secundă, o să caut cât înseamnă o marcă de-asta finlandeză în lei. Deci aparent se pare că noi am dat pe benzină 71 de lei și am făcut și plinul. În România, dacă vrei să faci plinul la mașină, okay, la gen pe benzină, iei minim 10-20 de milioane sau depinde acum. Dar chiar nu e ok, sincer. Ok, hai să zic și mai bine milogul ăsta, că n-am mai fost de mult pe aici, ok? Alternator belt, așa, ăstea pe care vi le-am arătat, baterie, mâncare, chipsuri, bere, mamă, luăm niște lezi de bere, hai să luăm așa, o ladă. Așa, lapte, ok, cărbuni, clor, da, homo, bureți, da, bine, nu pot să le cumperi, dar ideea contează. Așa, săpun, ce mișto. Și asta. A, șampun, ok. Ăsta e de spălat vase. Fuse package, ce e asta? Ok. Încă o baterie. Așa, spray de gândaci, cred. Așa. Tot spray de gândaci. Cumpărăm așa, mișto. Și ăsta. Lottery ticket. What? A, la loto, dar nu prea știu eu să-și la loto. Bun, bine, toată lumea știe. Avem aici păcănele. Plot twist, nu vă apucați de păcănele pentru că este pur și simplu o pierdere de bani. Adică eu nu joc la păcănele, dar mă dăm și așa, în joc, dacă în viața reală nu ne permite, ne permitem în joc. Hai să băgăm, nu știu, vreo 100 de mărci. Ok. Hai să spamăm un pic ca să se miște un pic mai repede procesul. Da, fix 100. Și hai să dăm. Hai să dăm și... Am pierdut? Băgam și eu picioarele. 2! Hai să vedem dacă câștigam ceva. A, n-a picat nimica. Luchitus? Dar ce sunt astea, că nu înțeleg. A, pui pauză la astea. Să vedem. O? Mamă, vreau să-mi dea trifoi de ăla. Nici eu nu mă las. Stai așa. O, am câștigat? Am câștigat ceva! Mamă, băi, ești bun, am câștigat bani! Ok, gata, hai să nu mai facem prostii. 200 2 milioane. Am țigări? Unele, nu, și niște țigări. Am tot pachetul de, toate pachetele de țigări. Bineînțeles că și aici, glumesc, nu vă apucați nici de fumat. E o pierdere de bani și aici. 300, mamă, așa de scumpe sunt țigările. 1 milion a costat toate țigările. Păi dați seama, nu e 1 milion, dar... Luăm berea cu noi, că suntem băieți buni. Bun. Și punem berea în portbagaj. Glumesc, dracu, nu o pun în portbagaj, doar știți bine că eu trebuie să beau, să mă hidratez atunci când conduc. O, dar n-am închis geamul. Haideți totuși să închidem geamul, pentru că este foarte important. Așa. Ne luăm și sacoșa cu țigări. Hai să fumăm și noi ceva, pentru că ne arde plămânul. Ia, mă dau și cu șpei un pic. Să put frumos. Ok. Uite, pachet de țigări. Dă-l încoace. E pachetul încoa. De ce nu merge să-l iau? A, pentru că mai am 3 țigări. Bun. Azi mai avem 3 țigări, mi-am mai cumpărat și eu niște pachete. Da, trebuie să fumăm pentru că este viciu. Bine, eu, deci să nu mă las în seamă ce zic. Nu, deci nu mă las în seamă ce zic pentru că nu este bine să fumez, ok? Este un lucru foarte rău. Așa. Mamă, cât de ieftin e benzina în Finlanda și dieselul la fel. MPO ăla, cred că știu ce e, cred că ăla e GPLM. Aoleu, dar stai, că nu e... Mamă, nu e bine să fumezi aici. Am uitat că dacă fumezi aici, dai foc la benzinărie. Hai să plecăm totuși. Stai așa, să am pachete de țigări pe aici, știi, în caz de orice. Bun. Hai să vedem. Hai să plecăm totuși, pentru că... Na, se face urât. Hai că s-a mai și însorit. De ușile zic. Bun. Opa. Ia uitat. Cum o țigară zic?
Ia uite-l pe Neilie! Neilie! Vrei că l-am sun? Vii cu mine, bă! Ok, hai să continuăm. A, am uitat că team-ul ăsta mai are un bar aici și... Stai să deschide și noi geamul, să iasă fumul pe geam, dacă știți cum zic. Doamne, cât de prost sunt. Bă, bă, iasule, dacă are ambreiaje automate, ce dracu se mai oprește? Da, mă rog. În teorie n-ai, dar în practică da. Bun. Aici îți faci ITP-ul, dacă nu mă înșel, îți matriculezi mașina pe scurt. Așa. Drumul ăsta nu știu ce. A, dar de fapt vedeți pe hartă aici, deci puteți și voi să vă luați după hartă. Ok? Să ne mai primim pe aici, prin zona asta. Oricum o să fie un episod lung, adică au trecut deja, o jumătate de oră. Bun, dar parcă încă sunt stresat, frate, parcă încă simt că trebuie să mai fumez. Bun. Hai, trage de țigara aia cum n-ai tras niciodată. De ce dă fumul în spate? Uite, aici ce? A, aici cred că e un sediu sau ceva. Opa, am băgat în liber. Ok? Nu știu zona asta. Sincer vă zic, chiar nu știu. Adică, treaba asta... De aici nu prea o știu. Ușor. A, cred că e poștă sau ceva. Sau ce? Că nu înțeleg. Ia, hai să intrăm. Uite că e o ușă acolo. Hai să vedem. Ce, Doamne, iartă-mă aici. E închis. E o clădire. Nici nu știu ce e aici, dar vă jur că... Deci, eu vă jur că nu știu... Deci, nu știam niciodată de chestia asta, de locația asta. Mă rog. Acolo e ITP-ul. Da, mișto ce să zic. Stai să mai lăsăm un pic geamul jos, dacă știți cum zic. Sunt bere. Ah, să dăm și o bere. De bericica. Bun. Băi, ia-mă centura, mă. Bă, băiatule, bă. Bun. Mă, mergea frate, mă. Ok. Ok. Mă, explorăm și noi zona, zic. Explorăm acest minunat oraș. Da? Mamă, și să aude un pub, la de bere. Ok, mamă băieți, uitați și mitirul. Oh, bă, nu mai țin frânele la mașina, asta nu mi se pare mie. Uite, parcă nu mai frânează așa cum frâna înainte. Băi, nu e de bine. Ia hai să ne dăm jos să ne uităm și prin cimitirul ăsta. Sau, a, nu e biserică, mă, nu e cimitir, ce prost sunt, Doamne. Ok. Ia și tu o țigară. Aici se face slujbă de Paște. Sfântul Duh, amin. Haide, Doamne, să-mi iau și eu un fret. Ce prost sunt. Este un mormânt sau ce? A, aici cred că e un cimitir, mă. Da, aici sigur e un cimitir. Da. Și asta. In memory of the testers. A, ăștia sunt testerii jocului. Da. Da, aici cred că e un cimitir sau ceva. Da, bine, dar văd că e gol cimitirul, e doar chestia aia, dar... Bă, înseamnă că n-a murit nimeni. Adică înseamnă că lumea e sănătoasă în acest minunat oraș și nu moare nimeni, nu? Da, bine, e ok. De ce nu pot să sar gardul? De ce nu pot să sar gardul? Vreau și eu să știu. Ok, hai că am făcut un pic salvat. Bun. Continuăm excursia noastră. Să punem centura pentru că nu știi niciodată când o să mori. Nu știi niciodată cum fac eu un accident și mor și na. Mai bine decât să fie mai rău. Ok? Un pic prost, dar e ok. Așa, aici sunt niște apartamente, dar mi se pare că puteai să intri în ele doar cu niște moduri. Ok. Da, aveai aici la un moment dat aveai... Cum îi zice, aveai la un moment dat aici gen... Era un mod, nu mai știu, și aveai aici o parcare de aia șmecheră rău de tot și puteai să intri în apartamentul ăsta și era practic casa ta și era foarte fain, adică puteai să salvezi, să faci toate alea, știi? Ok. Păi, am băgat-o pe liber, ce-am făcut? Bă, uitați, avem și un teren de fotbal, ok? Eu n-am ce face și merg pe terenul de fotbal, adică mă aduc de vedea să... Mi se pare că erau și niște copii de se jucau fotbal pe aici. Dacă nu mă înșel.
A, și aici e capătul la cursă. A, dar chiar, bă, aici vii la final de cursă să vezi rezultatele. Da, așa e. Aici ce e? Parc? What the fuck, și aici? Bă, au schimbat multe la sfârșitul ăsta. Ok. A, de asemenea, avem și autobuz în jocul ăsta. Da, da, da. Și uitat că avem autobuz, uitați-l. STB-ul. Mergem să luăm STB-ul, dar mi se pare că nu oprește stația asta. Oprește doar aici, aici are el capătul. Hai să mergem un pic după el, să-l urmărim. Să mergem la următoarea locație. Haideți să mergem și pe la mecanic, la fletarii parcă. Bine, stai așa. Stai așa că n-am ce face. Wow. Ce faci, măi, domnul, cu autobuzul? Băi, vezi că intri mine. Ia stai așa că-l blochez. Stai așa că pe mine... Băi, mă super. Mai nervam. Așa. Ok. Zona asta cred că e în construcții de vreo 3 ani de când mă joc în jocul ăsta. Zona asta e în construcție aici. Holy fuck, deci eu sunt curios de chestii aici. Oare când o să facă ceva aici? Pentru că zona asta e așa. Încă de când m-am apucat eu să mă joc jocul ăsta. Și au trecut 3 ani de când mă joc eu. Și eu zic că nu e chiar atât de mult. Adică nu durează chiar atât de mult să faci o clădire sau ceva în 3 ani. Bine, dar acum îmi dau și eu seama că e greu să faci un joc ăsta, adică chiar e greu. Nu neg, chiar e foarte greu să faci un joc de genul. Ok, haideți să ne încadrăm și noi, să zic. Este cel mai bun joc chiar. Ok, și mergem acum la mecanic, la fletarii. Limită de 100, dar noi, pentru că suntem șmecheri, îi dăm cu 160. Nu știu ce face prostul ăsta. Da! Accident mortal, ce să zic? Bă! Nu cred că e ok ce se întâmplă. O să facem o poză, pentru că de ce nu? Bă, băieți, mă, ce s-a întâmplat aici? Oh my god, am vrut să-l depășesc pe prostul ăla și uite ce s-a întâmplat. Bă, Milogule, de ce nu m-ai văzut, doamne? Era linie continuă? Stai să ne uităm, stai că avem nou clip, mai nou. Nu cred că era linie continuă. Ia uite, săracu, ce faci, mă? Te chinui să pleci? Păi, din vina ta s-a întâmplat toate astea. Nu, glumesc, a fost vina mea. Și eu cum în Dumnezeilor mai scot eu mașina de aici? Uite cum am căzut! Băi, s-a pus un ping. Oh! Bă! Eu zic că e ok. S-a cam bușit treaba aici, dar e în regulă. Mamă, uite cum e ușa asta. Doamne, blestemată mașina asta! Mamă, dar s-aude tare acum, că nu mai am toba. Fuck, stai așa. Stai să văd ce mi-a căzut, dacă mi-a căzut toba sau... mi-a căzut doar toba, ok. Stai să o teleportez totuși. Unde e Racing Muffler. O teleportăm la noi pentru că nu-mi place cum se aude, știi ce zic? Bă! Ba joc de mine! Haide! Mulțumesc mult! Tools, uite și socket set-ul, tools de care ziceam. Să prindem șurubul ăsta. Bun! Ca să nu se mai audă motorul cu motorul ăsta. Hai, mergem așa! Și așa mergeam la mecanic, deci poate ne repar. Bun. Ia o bere, că sunt nervos. Băi, important e că am avut centura. Cred că dacă n-aveam centura, muream. Ok. Bă, mai avem parbriz, mă mir că mai avem parbriz. Bine, dar n-a fost un impact așa grav, dar... Eu mai mult m-am dus în râpă după ce l-am lovit pe ăla. Adică... Chiar așa, bă. Da, mă rog. Aia s-a întâmplat. A fost vina mea, într-adevăr, pentru că nu m-am asigurat. Bine, aveam și multe bine. Sper să nu se fi stricat ceva la mașină, că nu prea mai am chestiune pe drumul ăsta. Ok, bă, că n-are nimic, adică e ok, zic eu. Mai dăm o bere. Una mică, nu mare. O aruncăm și pe geam pentru că sunt șmecheri. Nu, gata. Shit. Hai să fiu atent la drum totuși. Pentru că nu știți cum... Nu știți cum se mai întâmplă accidente de-astea. Ok. Eu tălpă la cu autobuzul. Nu mai depășesc. Nu, deci... Sau vine ceva? Nu, hai că nu vine nimic.
Bun, bun, bun. Forțăm motorul ăsta la maxim, până când nu mai poate. E deja la 7000 de turații. Oh, băi, băi, deci trebuie să fiu atât la drum neapărat. Îmi curge adrenalina asta prin vene. Wow, 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 wow. Mame! Atâta poate motorul. Nu mai poate mai mult. Auzi. A ajuns la capa. Dar știu că a ajuns până la zero, dar... Ce s-o mai fi schimbat la jocul ăsta? Gata, 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 hai că ajungem. Hopa, hopa, frână, 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 gata, gata, ho. Frână, ho, 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 gata, bă! Spatele. Bun. Hai să vedem. Și am ajuns. Hai să zicem așa. Mamă, uite cât s-a răcit, cât s-a încălzit motorul. Mamă, bă. Îmi dau și eu seama că nu face față. Ia uite și pe ăștia, salutare băieți! Wow, 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 wow! Ai. Tocmai ce era să... Ba, nu îmi spune că m-am blocat. Da, tocmai ce era să fac un accident. Ok, wow, 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 wow! Gata. Aneu! Băi, 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 băi! Am ajuns ca niște băieți frumoși ce suntem, da? Ia uite, e mașina, praf, dar e ok. Bun, hai să vedem și noi care mai e faza pe aici. Chiar avem o canistră, da, canistra asta am folosit-o la început să-mi alimentez mașina. Încă mai are. Ești nebun. Bun, hai să mai punem un pic de benzină, zic eu. Bun, mai punem un pic de benzină. De ce nu? Benzenă îi zicem. Mam, o, acum am mâncat ceva. Băi, băi, băi. Stat. Frumos. Ah, mai are? E că mai are. No, nu mai are. Shit, ok. Bun. Hai să închidem din asta. Bun. Avem aici altă mașină pe care mi se pare că putem să o pornim. E mașina mecanicului, dacă nu mă înșel. Fletarii îl cheamă. Dacă pornește, nu știu, dar trebuie să-mi dea cheile. A, ah, uite că le-am. Ia să pornim. A pornit! Mama, și asta e automată? În fine, nu scoatem mașina asta la tură pentru că nu ne pasă de mașina asta. Păcate că nu poți să deschizi capota, dar trebuie să facem asta. Băi, are un motor cam vechi pentru la cum se aude. În fine. Ce mai avem noi pe aici? Am deformat mașina asta. Acesta este un tir. Un tir, mă rog. Un camion cu care poți să extragi rahatul din hasna. Și chiar poți să faci bani cu el. Ok? De camionul ăsta m-am folosit eu la început de tot. Când m-am apucat să fac salvarea asta. Și mergea bine camionul. Adică vezi că e mișto rău. Dar stai mult să-l pornești, e mai bine nu. Ok. Și... Na, să vedem și noi. Asta e pur și simplu un sat, dar nu întrebați de ce plutește aia, că nici eu nu știu, ok? Ok. Ce să zic eu, mă, băieți? Hai să vedem care mai e faza. Hai să intrăm în garajul ăsta. Ok, deci ce avem noi aici? Avem, da, avem roți, ok. Seturi de cauciucuri. Dar mi se pare că le-am și schimbat. Cum arată mașina, doamne. Ok, alt de-asta. Asta de care poți să te freci așa. Asta mi se pare gen, vii și pui mașina aici pe platformă și îi testezi să vezi cât prinde la oră. Ok. Asta e un ventilator ceva, un motor. Asta ce naiba e? Se da să dă trusă. A, ce chestie. Să-l vizităm pe fletarii. Terve, terve. Terve, terve. Poți să stai pe scaun. Ei, uma, that car of yours is my driveway. Păi normal, bă, tu nu vezi ce mașina am? E bușită, dar poșul care e. Da, mă, da, ia. Da, mai are ceva pe aici? Noi, practic, venim aici ca să ne deparăm mașina, știți cum zic? Adică, de exemplu, avem, nu știu, wheel alignment să ne alinieze roțile, brake check ca să ne repare frânele,
break engine partea asta, nu știu exact, engine adjustment la fel, astea sunt gen să le repare, știi, ok? Windshield replacement, aici, nu știu ce înseamnă final gear change, car body, asta e să repari piese de mașină, gen. Ușă, înțelegeți voi, sunt prea prost la ora asta. Car paint job aici s-o vopsești, așa, rim polish la roți și aici e ca să, ca să iei niște genii jante de alea de care, pe care le vedeam arătat la magazin. E niște jante de alea care n-au, care sunt mai, sunt gen cioplite, ca să zic așa. Și le, cum îi zice, și vii aici și le pui cauciuc, știi? Așa am făcut și eu cu roțile de la mașină. Ok? Băi, și nu știu ce să vă mai arăt, adică, până la urmă, jocul e destul de fain, cum zic, nu? Așa. Îl avem aici pe tataie, care nu-i tataie și este vecinul, este prietenul nostru cel mai bun. Mam. Băi, dracu, da. Aș vrea și eu să mă înscriu la cursa asta. Chiar ar fi mișto, dar mi se pare că nu... Trebuie să fie mașina cumva, nu știu exact. Ce bem, mă, vărule, mă? Uite, mai și fumezi? Ia uite, fumezi, dar... Ai băgat prin barbă fum țigara. Hai că fumez și eu cu tine. Mai am țigări? Mai am fix o țigară. Fumăm și noi aici cu vărul. Ok. Că n-a fumat. O să intru la el în casă? De ce mă așteptam că pot? Pentru că oricum în jocul ăsta nu... Nu poți să intri în multe încăperi, adică nu poți să intri în orice încăperi, o vezi. Dar pe scapa, ce dracu fac? Na, mă rog. Fumă și noi țigara asta frumos. Ca în liceu. Ok, bine, eu fumez, am făcut, înțelegeți voi. Și mai avem noi pe aici, așa, și asta e canalizarea în care mi se pare că poți să te arunci. Holy fuck. E plină de căcat. E fundată, efectiv. E scârbos. Vărule, tu nu știi să suni la hasna? Bine, eu mă ocup cu asta, dar nu sunt pe tură, eu n-am treabă cu chestia asta. Gen, chiar primești bani dacă vii și le iei hasna la ăștia. E chiar mișto. O, dracu, ce mașină ai tu? O, fine, băieți, două dracu de țigară. Ce pot să zic? Bă, mie încă îmi place jocul, dacă vă place, nu uitați să scrieți comentarii, bine, dacă vreți, logic. Și... Cam asta a fost episodul nostru. Dacă aveți, nu știu, dacă vreți să ne mai jucăm jocuri de-astea așa pe care le... Să revizităm jocuri de-astea mai vechi așa pe care le jucam în trecut, puteți să le scrieți în comentarii pentru că nu mă deranjează. Da? Și avem aici iarbă, bun. Mașina asta nu știu exact ce e. E un prototip ceva. În fine. Așa că, fără alte chestii, eu am fost Petru 2008 și o să ne auzim data viitoare cu un episod. Pa, pa!